Neața lume, am văzut că v-a plăcut clipul cu Naruto și Hinata și mi a sugerat să facem unul și camarul și Temari și cum de au fost ei destinați să fie împreună. Ei bine, în universul Naruto este subînțeles și sugerat că și Kamaru Nara dezvoltă sentimente pentru Temari în timpul seriei. Era destul de evident, chiar și mici fiind văzând asta la televizor, că am părea că Temari trage la și Kamaru sincer. Deși seria nu detaliază în mod explicit sau direct sentimentele lui și Kamaru pentru Temarii, există anumite momente în care sugerează că și Kamaru ar putea avea sentimente romantice pentru ea. În diferite situații din serie, Shikamaru și și Temari au interacțiuni care indică un interes crescut unul față de celălalt. De exemplu, Shikamaru și Camaru își exprimă uneori admirația pentru forța și inteligența lui Temari, iar aceste complimente par a fi dincolo de o simplă apreciere pentru abilitățile ei ca ninja. A lucrat-o și cet în ce dar sigur. Mai mult decât atât, seria prezintă momente în care Shikamaru și și Temari petrec timp împreună sau interacționează în moduri care depășesc relația lor de prietenie obișnuită. Aceste interacțiuni pot sugera dezvoltarea a unor sentimente mai profunde. Alegerea lor de a rămâne împreună a fost în principal un rezultat al evoluției relației lor și a interacțiunilor pe parcursul seriei. Dar pare cea mai ok relație, adică să nu ne referim la Sasuke și Sakura care e super toxică, dar nici Naruto și Hinata care a fost 700 de episoade unilateral, adică numai Hinata răgea spre el și Naruto după Sasuke. Iată câteva aspecte suplimentare care au contribuit la relația lor. Temare și și Kamaru au arătat un respect considerabil unul față de celălalt în timpul misiunilor și interacțiunilor lor. Amândoi sunt ninja inteligent și capabili, iar acest respect a fost un fundament solid pentru dezvoltarea relației lor. Personalitățile lor complementare i-au adus împreună, Temari este hotărâtă, puternică și inteligentă, în timp ce și camare este mai retras, inteligent și strategic. Aparent sunt inteligenți amândoi, dar au și diferențe, iar compatibilitatea lor în ceea ce privește abilitățile și personalitățile s-a dovedit a fi un aspect important pentru formarea unei relații. Pe măsură ce seria a progresat, Temari și și au interacționat și au lucrat împreună în diferite misiuni și situații. Aceste experiențe comune și eforturi lor de echipă i-au apropiat și-au consolidat legătura dintre ei. În ciuda diferențelor lor inițiale și a personalităților, Temari și Shikamaru au arătat că se pot susține reciproc. Fiecare a avut momente în care a avut nevoie de sprijin sau de ajutor, iar acest lucru a adus un nivel nou de încredere și conexiune. Mi se pare că după ce s-a terminat Naruto sau pe undeva pe la final pe acolo, îi o poveste cu Shikamaru când se duce el într-un sat să vadă nu știu ce și parcă vine Temari să-l ajute. Așa, cu, cu siguranță e așa. Pe lângă misiunile lor ca ninja, temari și Camaro au mai fost arătați interacționând și discutând diverse subiecte, precum strategii, tehnici de luptă sau chiar preocupări legate de viitor. Cred că a fost un episod în care tot încerca asta să o invite, dar nu știa cum sau ia pe el. Sigur s-a întâmplat și asta. Acest lucru a contribuit la crearea unei legături mai puternice între ei, având interese comune. Iar pe parcursul seriei, amândoi au evoluat ca personaje, devenind mai maturi și mai înțelepți. Această evoluție personală i-a ajutat să se înțeleagă mai bine reciproc și să stabilească o relație mai solidă și mai profundă. Și uite-te la temarea acum. A ajuns soție de Hokage. <laughs> Bă, creier. Cam atât cu acest clip. Dacă mai aveți vreo pereche despre care doriți să discutăm, să lăsați în comentarii. Sper că v-a plăcut și ne au de mâine cu alt clip.